Berbec, pentru berbec. Entuziasm, emoții, nerăbdare, visuri legate de un proiect aflat în desfășurare sau care a primit recent aprobarea șefilor, autorizațiile necesare. Ați putea avea și confirmarea sentimentelor pe care vi le poartă ființa iubită sau acele pe care doriți să o cuceriți. Taur, simțiți poate că ați găsit în sfârșit locuința care se potrivește cel mai bine nevoilor voastre și vă pregătiți să semnați contractul, să încheiați formalitățile cu banca. Se umple casa de rude, vă vizitează nepoți sau copii, vă pregătiți de niște zile grozave. Gemeni, posibil să atingeți esența unei probleme sau situații pe care în ultima perioadă doar ați tatonat-o și să aflați puncte de vedere ale celuilalt la care nici nu v-ați fi gândit. Revederea sau convorbirea telefonică cu frați, veri sau cu rude care trăiesc departe de voi vă umple inima de bucurie. Rac, se mai duc niște bani fără părere de rău pe vreo achiziție de marcă sau poate că este vorba despre îmbrăcăminte de sezon ori pentru un eveniment la care urmează să luați parte. Posibil să vi se dea dreptate după o discuție de mai multe zile, să vi se recunoască valoarea. Leu, o formă grozavă pentru voi în aceste zile, fizic, mental, cât și emoțional. Și merită să profitați de ea. Întâlniri, negocieri, discuții, să vă arătați disponibilitatea pentru un proiect solicitant, pentru o poziție ce ar implica un plus de responsabilități pentru voi. Fecioară, reușiți acum să puneți cap la cap evenimente sau informații parvenite vouă recent. Realizați dacă sunt lucruri care depind de voi și care ar trebui schimbate ca să obțineți rezultatul dorit. Nu ar trebui să vă pară rău de timpul petrecut visând, relaxându-vă, odihnindu-vă. Balanță. Iese în evidență contribuția voastră la un succes al echipei din care faceți parte. Vi se recunosc niște merite. Ar putea apărea chiar și un bonus. O promovare sau un post obținut recent v-ar putea face să visați la o locuință mai spațioasă, mai confortabilă. Scorpion, nu aveți nicio șansă să treceți neobservați în aceste zile și de fapt... Ți-am zis că e de bine, ți-am zis, da? Scorpion, nu aveți nicio șansă să treceți neobservați în aceste zile și de fapt ar fi spre binele vostru să vă etalați niște calități ori să inițiați întâlniri, negocieri. Se poate lipi o etichetă de voi în aceste zile care are legătură cu vorbele, faptele sau realizările voastre, vă faceți un nume. Săgetător, cel mai important aliat al vostru, Jupiter, a revenit la mersul direct și, odată cu el, vor reveni în actualitate visurile, promisiuni care vi s-au făcut. Va urma o toamnă fructuoasă. Sunteți căutați, încep să apară răspunsurile pe care le așteptați sau cine știe ce veste bună primiți. Capricorn, eventuale tensiuni sau răceala de ieri lasă loc unei negocieri. Se schimbă în oarecare măsură puncte de vedere sau pretenții. Posibil să scăpați de o problemă de ordin financiar. Vi se face o plată, se deblochează o finanțare, vi se restituie un împrumut. Vărsător, socotiți poate că mai aveți nevoie de timp ca să evaluați o ofertă ori să aflați mai multe despre cel care v-a făcut-o, despre renume, seriozitate sau istoric. Surprize plăcute spre seară, a rezervat ființa iubită o masă la un restaurant, un loc la un spectacol sau film. Pești. Zile pline pentru voi, găsiți mereu câte ceva de făcut, de rezolvat. Există riscul însă să vă lăsați pe ultimul loc și să vă neglijați odihna, sănătatea. Ar fi momentul potrivit să implicați pe cei mici într-o activitate gospodărească, măcar să stea alături de voi și să le oferiți niște explicații. Cam atât despre horoscop, dragilor, vă pup! Superb, superb, îți mulțumim, Roxana! Mie mi-a